Vă invit cu respect să vă ridicați. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel. După aceea era un prasnic al iudeilor, o sărbătoare a iudeilor, și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, sau în alte traduceri Betsaida, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos, orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând, fiți atenți, fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, fiți atenți la text, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se coboară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau, deci celui ce fusese vindecat, este ziua sabatului. Nu ți este îngăduit să-ți ridici patul, el a răspuns. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat, ascultați cu atenție, cel vindecat nu știa cine este. Căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus, ascultați, l-a găsit unde? L-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l... Ce ciudat! Fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului, amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă așezați. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vorbim despre vindecare pentru o lume în suferință. Vindecare pentru o lume în suferință. Suferința este cât se poate de prezentă în viața oamenilor și este cât se poate de evidentă în viața oamenilor. Există locuri în care se presupune că s-ar manifesta puteri miraculoase de vindecare și locurile acelea, ca și Betesda din exemplul nostru de astăzi, locurile acelea sunt vizitate de o mulțime de oameni care au nevoie de vindecare. O mulțime de oameni care așteaptă de ani de zile ca cineva să le rezolve problema de sănătate. Lumea aceasta în care trăim, dragilor, să știți că este caracterizată de suferință. Este caracterizată de boală, de neputință, de limitare. Lumea aceasta în care trăim este caracterizată și de tragedie. Sunt o mulțime de oameni care suferă. Din punctul meu de vedere, cel puțin într-un aspect al vieții, sunt oameni care suferă. Din cei 8 miliarde de oameni care există pe pământ, eu cred că nu este vreun om care să nu sufere dintr-un anumit punct de vedere. Suferința ne lovește pe fiecare dintre noi. Într-un grad mai mic sau într-un grad mai mare, suferința este prezentă și evidentă în viețile noastre. Uneori ne zbatem, dăm din coate, facem eforturi cât se poate de mari ca să scăpăm de ea. Umblăm dintr-o zonă în alt, de la un proroc la altul, de la un păstor la altul, pentru că suntem disperați pentru a dobândi vindecarea. Și e un gest normal din partea fiecăruia dintre noi. Dragilor, uitându-ne la textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, vedem că
În cadrul iudaismului, la Ierusalim era o sărbătoare, un prasnic, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mulți comentatori spun că ar fi fost vorba despre Paște. De exemplu, Sfântul Augustin, el spune că ar fi fost vorba despre cinzecime. Părerile teologilor sunt împărțite. Cert este că Domnul Iisus Hristos respectă sărbătorile iudeilor și îl vedem că se urcă la Ierusalim cu obiectivul de a ajunge la această sărbătoare. Noi nu putem spune cu exactitate ce fel de sărbătoare era, dar știm cu exactitate că era o sărbătoare. Era un prasnic al iudeilor, o sărbătoare a iudeilor. Și Domnul Iisus Hristos se duce în cadrul acestei sărbători. Ce este frumos în acest text este faptul, dragilor, că aici găsim faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut în cadrul iudaic, fiind evreu, respecta cu rigurozitate toate sărbătorile respective. Dar pe de altă parte, Domnul cel atotputernic al Vechiului Testament, dacă aici este vorba despre Paște, cel care a instaurat Paștele, cel care a reglementat modul în care să se petreacă Paștele, vine acum ca supus al Tatălui să respecte Paștele. Un mod extraordinar de a privi Scriptura, acțiunile, faptele și modul în care Domnul Iisus Hristos a trăit pe pământul acesta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo, dragilor, era o scăldătoare pe nume Betesda. Am fost de două ori la scăldătoarea respectivă, arheologii spun în mod concret, aceea este scăldătoarea Betesda. Deși din punct arheologic, să știți că s-au descoperit foarte multe situri arheologice, concrete, evidente, care declară că Biblia este autentică. Inclusiv Betesda, despre care noi vorbim astăzi, într-un mod autentic, este descoperită de către arheologi. Deci nu este o poveste inventată. Aici nu găsim un bas, aici nu găsim o exagerare, aici găsim o întâmplare reală, cu personaje reale și cu zonă geografică reală. Binecuvântat să fie numele Domnului nostru. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la scăldătoarea respectivă era o mulțime de oameni. O mulțime de oameni bolnavi care sufereau. Acolo era o luptă aprigă pentru cel care va fi următorul, care va avea posibilitatea să coboare în scăldătoarea respectivă și să fie vindecat. Vă spun că toate principiile dintre oameni au dispărut în lupta lor disperată de a fi vindecați. Uitați-vă în țara noastră, dragilor, când apare un copac cu așa zis chipul lui Iisus, oamenii se duc acolo pentru că ei cred că din copacul respectiv va emana o putere vindecătoare și se îmbulzesc oamenii acolo lângă copac și așteaptă să se producă un miracol. Se mai și duc reporte și întreabă, a simțit ceva? Da, am simțit o căldură, am simțit ceva extraordinar, niște senzații inutile și ineficiente. Pe de altă parte, acolo unde se zvonește că ar fi un vrac cu puteri miraculoase, oamenii se îmbulzesc și se duc în nevoia lor disperată de a fi vindecați. Imaginea de la Betesda este replicată în imaginea zilelor noastre, în imaginea acelor locuri în care oamenii se duc, se îmbulzesc și fac toate actele de disperare ca să fie atinși de Dumnezeu și vindecați. Se aude un zvon că vin nu știu ce materiale din crucea Domnului Iisus Hristos de la Ierusalim și bătaie ca oamenii să cumpere anumite așchi dintr-o cruce, cine știe de unde sunt lucrurile acelea. Pe de altă parte, zvonuri că ar veni nu știu ce icoană făcătoare de minuni și oamenii se duc pentru că au o nevoie disperată de vindecare. Se auzi zvonuri în țara noastră că vin osămintele a nu știu cărui sfânt și oamenii se duc în nevoia lor disperată. Aglomerează acele teritorii și în disperarea lor se bat, se târăsc pe genunchi, se împing unii pe alții, se îmbulzesc doar ca să capete vindecare. Auzim deseori că Sfânta Parascheva poate realiza anumite lucruri de genul acesta și îmi vei spune, frate Alin, dar fii și tu un pic mai, vreau să vă spun ceva. Nu există vindecare autentică decât în numele lui Iisus Hristos și decât de la Iisus Hristos înspre noi.
Eu nu găsesc în Evanghelie decât momentul în care un înger trimis de Dumnezeu a coborât și tulbura apa, dar cu misiune de la Dumnezeu. Și dacă oamenii au abilități și daruri, înzestrări supranaturale, tot Hristos este autorul. Noi nu suntem decât niște pârghii prin care Dumnezeu lucrează. Astfel, nici prorocul, nici profetul, nici cel care are puterea de a vindeca din partea Duhului Sfânt, nici predicatorul, noi suntem nimic, Hristos este totul. Dragilor, întorcându-ne la cuvântul lui Dumnezeu, găsim aici o mulțime de oameni care ziceau neputincioși. Și cât de multe sunt necazurile în lumea noastră. Cât de mulți sunt acei oameni care suferă. Cât de puternice sunt strigătele acestor oameni pe care Dumnezeu le aude. Unii dintre ei strigă în interior, alții strigă de pe ferestre durerea lor. Unii strigă către guvernanți, alții către biserică, unii către părinți, către medici, către instituții și problemele lor rămân tot acolo. Sunt dimineața aceasta, vă dau o veste fantastică. În contextul acesta încărcat de durere, de suferință, în contextul acesta în care până și bolnavii, ca și astăzi, se bat pe paturile de spital, se bat pe medicamente, ați văzut în perioada de COVID, ne-am luptat unii cu alții, ne-am îmbulzit în magazine, ne-am îmbulzit în farmacii să cumpărăm măști, să vedeți, ne pierdem principiile, ne pierdem valorile, ne pierdem cu firea atunci când boala este la ușă și este gata să ne amenințe cu moartea. Credeți că la scăldătoare acolo n-au fost lupte între ei, n-au fost certuri, n-au fost dispute? Cu siguranță, ca și astăzi, oamenii nu s-au schimbat tare mult. La fel se întâmplă și astăzi, dar în cadrul acesta încărcat de suferință, în cadrul acesta încărcat de durere, în cadrul acesta în care infirmitățile erau evidente, vine cineva care are compasiune, vine cineva care are putere, vine cineva care poate rezolva toate problemele cu care oamenii se confruntă. Vine cineva care rezolvă cea mai cumplită boală care era acolo la scăldătoarea Bethesda. 38 de ani acest om a trebuit să fie imobilizat la pat. A trebuit să stea așezat, probabil că nu-și mișca nici membrele inferioare, nici membrele superioare. Trupul era inert decât ochii și mișca dintr-o parte în alta într-un mod disperat să vadă. Vine cineva, mă bagă cineva în seamă, mă ajută cineva. N-avea cum nici să se târască. Probabil spune el că până să mă duc eu acolo, cine știe cum omul acesta a încercat în disperarea lui numai să se arunce în scăldătoarea respectivă și să fie vindecat. Însă în cadrul acesta, încărcat de durere și de suferință, apare cineva plin de compasiune, de dragoste și de putere. Și numele lui este Iisus Hristos. Vede cadrul respectiv. Și acum, în dimineața aceasta, vreau să vă spun ceva. Uneori Dumnezeu în viață, în viața noastră, permite să fim într-un proces de vindecare și folosește îngeri, folosește medici, folosește păstori, folosește frați de la biserică, folosește surori de la biserică. Sunt situații de genul acesta. Însă atunci când toate acestea nu mai funcționează, spitalul nu mai funcționează, medicamentele nu mai funcționează, biserica nu mai poate să rezolve problema aceasta, îngerii din cer nu mai pot, vine personal El, Iisus Hristos, să rezolve problema respectivă. Slăbănogul acesta avea cea mai cumplită problemă dintre toți cei prezenți acolo. Și dăm voie să spun că în dimineața aceasta, Hristos acolo privește. Unde e cea mai mare problemă? Unde e cea mai cumplită suferință? Și ascultați-mă, Domnul Iisus Hristos îl vede și fiindcă știa, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a apropiat de El și i-a zis, vrei să te faci sănătos. A spune dumneavoastră, mă, dar ce întrebare e asta? Cum adică vrei să te faci sănătos? Păi normal că vreau să mă fac sănătos. Să vreți să vă spun ceva. Am întâlnit oameni pe patul de moarte, care atunci când au fost întrebați, ați dori să facem o rugăciune pentru dumneavoastră, pentru vindecarea dumneavoastră și pentru mântuirea sufletului. Nemai putând vorbi, au dat din cap și au spus nu. Întrebați un copil care are o așchie în deget. Vrei să te faci sănătos? O să zică nu, nu, nu. De ce? Pentru că e frică de durere. Întrebați pe cineva care trebuie să treacă printr-o operație grea. Vei spune, domnule, dar ce întrebare e asta? Vrei să te faci sănătos?
Păi bolnav de 38 de ani, cum să nu-și dorească să... Tocmai pentru că Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență, vrea să scoată în evidență că omul respectiv dorește și în mod public să prezinte problema pe care o are. Pentru că el vrea să lege dialog între Dumnezeu și om. Vrea să vadă ce are omul în inimă și ce are omul în inimă va fi prezentat întotdeauna în spațiul public. Și în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dragilor, vom constata că acest slăbănoc de 38 de ani n-avea o singură boală. Uitându-ne în text, constatăm că are o singură boală, da? Este slăbănoc, este paralizat pe o perioadă de 38 de ani. Asta era problema cea mai evidentă. Însă răspunsul acestui om și apoi atitudinea acestui om, aceste lucruri ne dovedesc nouă că omul acesta avea mai multe boli. Și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și le vom descoperi tot cu ajutorul cuvântului și cu ajutorul lui Dumnezeu. Dragilor, prima boală pe care o descoperim la acest om vine din răspunsul pe care el îl dă Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos îi spune, vrei să te faci sănătos? El trebuia în mod categoric să zică, da, Doamne, vreau să mă fac sănătos. Asta trebuia să zică. Însă omul acesta evidențiază o boală cumplită, care distruge o mulțime de vieți. O boală cumplită este boala secolului 21, cu toate că suntem 8 miliarde de oameni pe pământ. Este boala singurătății. Prima boală pe care el o evidențiază este boala singurătății. Domnul Iisus Hristos îi spune, vrei să te faci sănătos? El spune, n-am pe nimeni. Asta e problema mea cea mai cumplită, n-am pe nimeni. Ce om nefericit! N-am pe nimeni! Prin aceasta el răspunde Domnului, da, Doamne, sunt slăbănoc de 38 de ani, dar mai am o boală foarte grea, singurătatea. Sunt singur, n-am pe nimeni. Dragilor, în omul acesta, dacă vreți, vedem imaginea tragică a celor ce suferă cumplit din cauza singurătății. Viața acestui om n-a fost decât dezamăgire peste dezamăgire. Și aici el evidențiază o problemă mai mare decât paralizia. O problemă mai mare decât infirmitatea lui, singurătatea. N-am pe nimeni și aceasta era marea lui problemă, cu toate că probabil avea părinți. Dar uneori și părinții se satură. Uneori și părinții nu mai pot. Omul acesta a ajuns să fie singur. Nu era suficient că era bolnav. A ajuns să fie singur pentru că uneori în problemele noastre oamenii vin, ne asistă o perioadă, două, trei și apoi pleacă, își urmează cursul vieții. Părinții probabil l-au dus acolo la scăldătoarea Betesda la început, că auzise și ei, Doamne, acolo se fac minuni. L-au dus, au stat cu el, au încercat, în îmbolzeala aceea n-au reușit. Și au descurajat părinții, zis, îl lăsăm în plata Domnului aici, noi mergem și ne continuăm viața. Rudele de multe ori nu vor să se asocieze cu persoane care au un handicap, care au o problemă de sănătate, îi salută de departe, mai trimit și ei ceva ca să ajute probabil economic, fizic, nu știu. Dar rudele în cele mai multe situații stau departe. Prietenii vin, ne rostesc câteva cuvinte de bună ziua, de complezenți și apoi ei se duc, dacă nu ne critică, atunci când trecem prin probleme. Și vedem, dragilor, că problema cea mai mare a acestui om era singurătatea. Nu infirmitatea neapărat, ci singurătatea. Și spre surprinderea dumneavoastră, veți afla în dimineața aceasta, dragilor, că singurătatea este pericolul numărul unu pentru sănătate. După cum relatează psihiatrul și neurocercetătorul german Manfred Spitzer, care în cartea sa Singurătatea, boala nerecunoscută, expune o serie de adevăruri incomode, temeinic cercetate științific despre societatea noastră contemporană, despre singurătate. El spune, suntem tot mai singuri, iar acest lucru ne îmbolnăvește, tot mai izolați, tot mai smulși din sânul familiei, al comunității, al bisericii, tot mai înstrăinați față de seminii noștri. Spunea el, știți, cancerul, patologiile cardiovasculare și depresia înregistrează incidente record, una dintre cauzele principale fiind cascada de schimbări psihosomatice declanșată de stresul provocat de singurătate. De singurătate. Dragilor, indiferent că vorbim despre tineri sau oameni, să știți că tinerii suferă de singurătate. Cu toate că sunt înconjurați de mulțimi, cu toate că au colegi de școală, au prieteni la bloc, cu toate că au 5.000 de prieteni virtuali pe internet, tinerii suferă de singurătate.
Pentru că diavolul este expert să-i smulgă din cadrul familiei. Îi izolează în camera lor, în lumea virtuală și devin singuri. Ei nu mai comunică cu nimeni și suferă de singurătate, suferă de plictiseala aceasta patologică și demonul la miezii chinuie pe acești tineri. Singurătatea nu evită pe nimeni, se duce la tânăr, la bătrân, la copii. Nu vedeți, copiii noștri caută tot mai mult să se izoleze, să fie cât mai singuri. Pentru că asta caută diavolul să facă cu lumea aceasta, să ne însingureze, să ne îndepărteze unii de ceilalți, să ne izoleze și acolo să ne distrugă. Singurătatea nu scutește pe nimeni, nici pe cei săraci, nici pe cei bolnavi. Sigur, săracii rămân mai repede singuri. Bogații mai au încă câteva resurse. Însă vreau să vă aduc ceva în evidență în dimineața aceasta, dragilor. Am citit ultimele cuvinte ale lui Steve Jobs, miliardar, om care a murit la vârsta de 56 de ani. Noi folosim telefoanele acestea, el a fost fondatorul Apple. Un om foarte bogat, un om prosper, un om înțelept. Ascultați ce spune el înainte să moară. Am atins apogeul succesului în afaceri. În ochii altora, viața mea este un succes. Totuși, în afară de muncă, am avut puțină bucurie. La sfârșitul zilei, bogăția este doar un fapt cu care m-am obișnuit. Chiar acum, întins pe patul meu de spital, depanând amintiri din toată viața mea, realizez că toată recunoașterea și bogăția de care m-am mândrit atât de mult s-au estompat și au devenit fără sens în fața morții iminente. Spune el, poți angaja pe cineva să-ți conducă mașina sau să facă bani pentru tine, dar nu poți angaja pe cineva care să stea bolnav și să moară pentru tine. Pentru că omul acesta bogat a rămas singur. În imposibilitatea de a mai primi mângâiere de la resursele materiale pe care le avea, de la prietenii lui. El a spus, poți angaja pe cineva să-ți conducă mașina, dar nu poți plăti pe nimeni să stea în locul tău, în patul de spital, când ești tu singur cu destinul tău, cu boala ta, cu gândurile tale. Și pe de altă parte, nu poți plăti pe nimeni să moară în locul tău. Însă eu vreau să vin să vă spun ceva în dimineața aceasta. Dacă Steve Jobs ar fi luat în serios pasajul din Isaia 53, ar fi înțeles că cineva s-a îngrijit și de aspectul patului de spital, s-a îngrijit și de bolile noastre, s-a îngrijit și de singurătatea noastră și pe de altă parte, fără bani și fără plată, a murit în locul nostru. Dacă ar fi luat în serios evangheliile Domnului nostru Iisus Hristos, ar fi învățat că cineva a murit pentru problemele noastre, pentru singurătatea noastră, că Emanuel înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și astfel de 2000 de ani încoace, noi nu mai suntem singuri, Dumnezeu este cu noi, este pentru noi, este cu noi și prin Duhul Sfânt este în noi. Singurătatea nu scutește pe nimeni, nici pe săraci, nici pe bogați. Sunt o mulțime de oameni izolați în propriul lor destin, singuri și triști. Până și maneliștii suferă de singurătate. Majoritatea cântărilor lor sunt singuri și trist, ca un manelist. Toți oamenii suferă de singurătate. Sunt aspecte în viața noastră în care rămânem singuri. Nu intră nici soția, nu intră nici soțul, nu intră nici copiii, nu intră nici pastorul. Nu intră nici biserica în zona respectivă, dar poate intra unul și acela este Iisus Hristos. Vrei să te faci sănătos? Acest slăbănoc de 38 de ani îmi spune, Doamne, da, eu am paralizie de 38 de ani, dar dincolo de paralizie am o problemă mai mare. N-am pe nimeni. Uneori n-avem pe nimeni să ne înțeleagă. N-avem pe nimeni să ne fie ajutor, n-avem pe nimeni să ne susțină. În limitarea noastră, uneori criticăm, uneori judecăm, uneori rănim mai tare. Nu putem ajuta, dar este unul îmbrăcat în compasiune, încărcat de milă și plin de putere. Și numele Lui este Iisus Hristos. Dragilor, vreau să vă spun că indiferent cât de singur te simți în dimineața aceasta, indiferent cât de părăsit de oameni, este unul care nu te lasă. Este unul care știe prin ce trebuie, spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă știa
că suferă de 38 de ani, Dumnezeu știe prin ce treci. Dumnezeu este informat cu privire la boala ta, la problema ta, la neputința ta, la problemele din familie, la eșecurile tale, la căderile tale. El este informat și spune cuvântul lui Dumnezeu. Iisus când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că era bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? El ne întreabă în dimineața aceasta, vrei să fii vindecat de boala singurătății? Și noi trebuie să răspundem în dimineața aceasta, da, Doamne. Vrem să fim vindecați, vrem să fim vindecați. Nu știu dacă pentru boala fizică o să găsim pe cineva care să ne dea patul de spital, să fim îngrijiți în locul lor. Nu știu dacă vom găsi pe cineva care să moară în locul nostru, că noi l-am găsit pe Domnul Iisus Hristos, însă, dragilor, nu știu dacă găsim pe cineva care ar fi gata să, prin transplant, să ne ofere nouă organe care nu mai funcționează în viața noastră. Uitați-vă, cel mai scump transplant din istoria medicală a costat $1,000,000. Știința medicală este extraordinară, dar pe de o parte... este extraordinar de scumpă. Spunea acel bătrân care din cauza unor probleme medicale a trebuit să fie conectat la aparate 3 ore și pentru 3 ore în America medicii au luat $6,000. Și când s-au dus cu factura la el și a zis plătește factura, omul acesta a zis mare este Dumnezeu. Medicii au zis o nebunit ăsta. Cum adică mare Dumnezeu când tu ai de plătit $6,000? Și el a zis da, mare este Dumnezeu. Că 60 și ceva de ani am respirat aerul lui gratis. Și voi pentru 3 ore conectat la aparate mi-ați luat $6,000. Știința medicală este extraordinară, dar și extraordinar de scumpă. Și extraordinar de scumpă. Dragilor, singurătatea se termină în prezența lui Hristos. Singurătatea se termină atunci când Hristos vine și spune vrei să te faci sănătos. Singurătatea se termină înainte ca El să converseze cu noi, pentru că El știe prin ce trecem și în dimineața aceasta El vine, dialoghează cu noi, transmite prezența Lui în viața noastră și de atunci lucrurile se schimbă într-un mod extraordinar. Ologul acesta care suferea de singurătate, slăbănogul acesta, mă iertați, și care suferea cumplit de singurătate, a fost vindecat prin simpla prezența Domnului nostru Iisus Hristos, slavă Lui. Domnul este un prieten care nu te părăsește niciodată. În Deuteronom, capitolul 31, cu versetul 8, spune astfel, Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Domnul rămâne cu tine când ești singur, când ai pierdut pe cineva drag. Biblia spune, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Chiar dacă părinții te părăsesc, Domnul te primește, spune Scriptura. Și vei spune, o, greu să te părăsească părinții. Sunt mulți copii abandonați. Dar știți că problema abandonului n-a rezolvat-o statul, a rezolvat-o Dumnezeu. El este tatăl orfanilor. Așa că El i-a înfiat pe toți și El îi are în grijă pe toți. Mergeți la un copil abandonat și întrebați-l cât de singur se simte. Și o să vedeți cât de singur se simte în lumea aceasta un copil abandonat. Mergeți la o femeie văduvă și întrebați-o cât de singură se simte. Și o să vedeți ce viață cumplită trăiesc oamenii aceștia. Să dați-mi voie să vă spun că și problema abandonului, și problema oamenilor singuri și în vârstă a rezolvat-o tot Dumnezeu. Când m-am dus la acel azil unde era internată o soră de credință, uitată de copii, de neamuri, de rude, și ea putea să zică, n-am pe nimeni, jumătate paralizată, m-am uitat la ea și m-am gândit, să mă iertați că spun treaba asta, ce nenorocită poate fi viața uneori. Copiii tăi să te lase să nu te mai viziteze ani de zile. Singurătatea e o boală cumplită. Ultimul pat de lângă geam în salon, abia am ridicat-o ca să-i dăm cina. Și în timp ce i-am dat cina, acel trup lovit de infirmitate, de bătrânețe, de neputință, o femeie aruncată într-un azil a început să se roage cu puterea prezenței Duhului Sfânt că a umplut-o salonul acela. Asta știți ce înseamnă, dragilor? Că Dumnezeu
era cu ea. Prin Duhul Sfânt era în ea. Și astfel prima boală a acestui om a fost rezolvată în Hristos. Omul acesta nu suferea doar fizic. Avea o problemă mai cumplită decât infirmitatea sa, decât paralizia, singurătatea. Sunt o mulțime de oameni, să știți, care se simt singuri. Chiar dacă activează într-un domeniu profesional, unii dintre ei chiar dacă vin la biserică. Sunt oameni care se simt singuri, se simt izolați, se simt nebăgați în seamă. Deseori, pe unii dintre ei poți recunoaște după modul în care relaționează cu aspectul fizic. Știi că sunt triști, că sunt introvertiți, că sunt într-o zonă de retragere din sânul comunității și al bisericii. Îți dai seama? Regret amarnic că uneori nu mi-am făcut datoria de evanghelist la timp. Am avut un coleg la muncă care se vedea pe aspectul lui fizic, că era un om singur. Chiar dacă era un profesor renumit. Nu vorbea cu nimeni, era tot mai izolat, tot mai refugiat în băutură. Și într-o zi m-am dus și l-am schimbat la serviciu. Și am vrut să-l întreb ce face, dar uneori te gândești că violezi intimitatea acelui om, că intri în spațiul lui vital și poate că îl deranjezi. Pentru că era un om retras și pentru că nu era deschis pentru conversație, m-am retras și eu. Și la o săptămână după acea întâlnire cu el față în față, m-au sunat colegii și mi-au zis că omul acesta, din cauza singurătății, s-a sinucis. Singurătatea este o boală cumplită. Sunt oameni care se sinucid din cauza singurătății. Dar singurătatea dispare în prezența lui Iisus Hristos. Ce vrei să-ți fac? I-a spus Domnul Hristos. Doamne, n-am pe nimeni, stai liniștit, că mă ai pe mine. Toți cei care au fost vindecați în scăldătoarea Betesda au avut parte de un înger, de rude, de prieteni, de familii. Tu, de azi înainte, ai parte de atotputernicul Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Mergem mai departe, dragilor, în dimineața aceasta și găsim că a doua boală din viața acestui om era reprezentată de infirmitate, de paralizie. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani, un om paralizat, așa cum spuneam. De 38 de ani, omul acesta era imobilizat, era așezat pe un pat, că Domnul Hristos îi spune, ridică-ți patul și umblă. Deci omul acesta înseamnă că stătea imobilizat la pat. Am văzut în Africa imaginea aceasta, cum veneau rude, prieteni, neamuri, părinți, își lăsau acolo copiii, frații, surorile, persoanele acelea bolnave, le lăsau acolo și așteptau ca Dumnezeu să se atingă de ei. Gândiți-vă că 38 de ani, omul acesta probabil că a mișcat în lume doar cu ochi. Să vadă că vine cineva, să vadă că întinde cineva o mână, să vadă că cineva îl ajută, îl susține. Părinții au obosit, prietenii au obosit, rudele au obosit și omul acesta de 38 de ani era singur acolo, se zbătea în neputința lui. Însă, dragilor, în toată neputința lui găsim aici o întâlnire între omul neputincios și Dumnezeul atotputernic. Și în dimineața aceasta, dragul meu, tu spui, sunt neputincios, boala mă cuprinde, mă ucide pe picioare. Vreau să spun că în dimineața aceasta, tu, omule neputincios, ești față în față cu Dumnezeul atotputernic, care poate să vindece boala ta, care spune în dimineața aceasta, vrei să te faci sănătos, care dialoguează cu tine, te aduce în prezența Lui și îți dă puterea să te faci sănătos. Numele Lui este Iisus Hristos. Glorie Lui și glorie prezenței Lui în mijlocul nostru. El este cel care poate să facă lucrurile acestea. Dragilor, omul acesta era infirm de 38 de ani și vreau să scot în evidență trei aspecte despre vindecarea acestui om. Întâi de toate, vindecarea a fost imediată. Vindecarea a fost imediată. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Și Biblia spune că îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și a umblat. Vedeți? Aici nu a fost nevoie de un proces. Nu a fost nevoie de proclamări peste proclamări, de ore întregi de rugăciune, de mărturisire, de mustrarea duhurilor necurate, de ruperea blestemelor generaționale și toate aceste lucruri. Iisus a spus atât, scoală-te și îndată slăbănogul s-a sculat. Uneori Dumnezeu lucrează într-un proces, alteori Dumnezeu îndată, la clipeala ochiului, te pune pe picioare, binecuvântat să fie în numele Lui. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos spune, scoală-te, ridică-te, cuvintele Lui nu sunt lipsite de putere.
În momentul în care Domnul Iisus Hristos i-a zis acestui slăbănog, scoală-te, a fost inundat de puterea prezenței lui Hristos. Și mă rog ca și tu să fii inundat de puterea prezenței lui Hristos. Cuvântul lui este aici și puterea prezenței lui Hristos să se atingă de boala ta, să te facă bine, de neputința ta, de cancer, de orice boală ar fi, de diabet, și să pleci sănătos în numele lui Iisus. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Astfel, brațele acestui om care timp de 38 de ani au fost inutile, au devenit utile. Picioarele care au fost inutile, au devenit utile. Corpul care a fost inert și mort a devenit util pentru că s-a întâlnit cu Iisus Hristos, Domnul vieții. Binecuvântat să fie numele Domnului! Dragilor, cuvintele Domnului sunt susținute de putere. Când El vorbește, se realizează. Pe de altă parte, vindecarea a fost deplină. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus nu l-a vindecat parțial, nu l-a trimis într-un proces. Uneori Dumnezeu lucrează așa. Și avem exemple în Sfânta Scriptură. De data aceasta vindecarea a fost deplină. Nu 10%, nu 20%, nu 70%, nu 90%, vindecarea a fost deplină, a fost 100%. Omul acesta n-a mai avut nevoie de bilet de trimitere, n-a mai avut nevoie de recuperare medicală, kinetoterapie, fizioterapie, antrenor personal. N-a mai avut nevoie de toate acestea. Eu am avut două operații. Și după prima operație, la umăr, mi s-a atrofiat musculatura, mi s-a blocat articulația și când mi-a dat gipsul jos, am constatat că mâna mea era de puișor. Cu aceasta cu care am lucrat era încă zdravână pentru că făceam ce puteam să fac forță la sală și mâna aceasta era piele și os. Mi s-a atrofiat și pentru a recâștiga puterea a fost necesar un proces de luni de zile să-mi revin. Pe de altă parte am avut accident la tendonul ahilian. Păi după ce mi-au scos gipsul am stat aproape o lună de zile. Nici nu puteam să pun piciorul jos, apoi a trebuit să intru în proces când călcam așa ușor, dar nu puteam să mișc piciorul, piciorul era atrofiat. Și acum există diferență între piciorul ăsta și piciorul ăsta. Dacă când Hristos intervine și vindecă în mod supranatural, nu există nicio diferență, El în mod deplin l-a vindecat pe acest om, da? Articulațiile, musculatura și-au reluat activitatea și-au lucrat pentru slava lui Dumnezeu. Fără proces, fără bilet de trimitere, fără fizioterapie, fără kinetoterapie. Mă rog, Doamne, și în dimineața aceasta te rugăm frumos, Doamne Dumnezeule, pentru cei bolnavi care așteaptă de ani de zile, Doamne, într-un mod supranatural, dă-le vindecare de plină, Doamne. Dă-le vindecare de plină, Doamne. Puterea Duhului Sfânt este aici, Doamne, te rog, atinge-te de ei. Și dă-le vindecare în numele lui Iisus Hristos. Apoi, un lucru pe care nu ne place să-l auzim. Pentru păstrarea vindecării a existat o condiție. A existat o condiție. Domnul Iisus i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Păstrarea sănătății lui, vindecării lui, a fost condiționată de către Domnul Iisus Hristos. Și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos. Mulți comentatori spun că acest om ar fi fost bolnav din cauza păcatului, pentru că de aceea Domnul Iisus i-a spus și i-a vorbit despre păcat. Uneori putem să ne îmbolnăvim din cauza păcatului, nu întotdeauna. Să nu lezesc pe nimeni, că niciodată nu dau eu directive de genul acesta. Niciodată. Dar un om care consumă alcool și este alcoolic, se îmbolnăvește din cauza păcatului. Un om care fumează mult se îmbolnăvește din cauza păcatului. Un om care consumă imoralitate se îmbolnăvește din cauza păcatului. Clar, categoric. Se pare că problema acestui om, spun comentatorii, ar fi fost din cauza păcatului. Și vedeți, vindecarea lui a fost condiționată. În vederea păstrării a fost condiționată. Dragilor, vedeți că există un paradox. Unii cred că Dumnezeu le dă sănătate ca să se poată distra din nou. Sunt o mulțime de oameni care cred că atunci după ce sunt vindecați, ei pot să-și rea activitățile lor păcătoase, de a face lucruri rușinoase. Însă Domnul Iisus Hristos spune, nu, nu, nu. Cine a intrat în prezența mea și a beneficiat de binecuvântarea mea, omul acesta trebuie să trăiască diferit.
trebuie să trăiască diferit. Pe unii Dumnezeu i-a scos din cancer și s-au îndepărtat de Dumnezeu și au ajuns într-o condiție mai grea. Pe alții Dumnezeu i-a scos din comă și când și-au revenit din comă, atracția față de băutură, atracția față de plăcerea sexuală, atracția față de lumea aceasta i-a câștigat din nou și au ajuns mai rău decât au fost înainte. Avem și exemple de genul acesta. Domnul Iisus Hristos a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și ne apropiem de final, îl invit și pe Andrei să vină. Mai există o boală. Care e prima boală? Singurătate. V-ați simțit vreodată singuri? V-ați simțit, nu? Și Emanuel, care are 19 ani, s-a simțit singur. La vârsta aia de câte ori m-am simțit singur și abandonat? Mai ales că mai ascultam și manele. Îmi accentuau singurătatea și patologia. Singurătatea. Problema în sine, infirmitatea, paralizia, problema medicală pe care o avea. Dar omul acesta mai suferea de o boală. Din punctul meu de vedere, singurătatea este cumplită. E cumplită. Sora ne spune că e singură. Se descurcă singură cu copiii. Soțul este în imposibilitate de a ajuta. Oamenii se sinucid din cauza singurătății. Dar Emanuel este cu noi. Dumnezeu este cu noi. În contextul acesta larg al disperării, al suferinței, al durerii, răsare un personaj plin de compasiune, de milă și de putere. Numele Lui este Iisus Hristos. A doua boală este fizică. 38 de ani omul acesta a fost imobilizat la pat. Dezamăgire peste dezamăgire. Și în ultima instanță descoperim cea mai cumplită boală de care suferăm foarte mulți. Boala aceasta era de ordin spiritual. Omul acesta era orb din punct de vedere spiritual. Mai cumplită decât singurătatea, decât problema fizică, omul acesta avea o problemă spirituală cumplită. Era orb din punct de vedere spiritual. Ei l-au întrebat, cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa. Iată ce s-a întâmplat cu adevărat. Domnul l-a vindecat de boala singurătății, l-a vindecat fizic și acum beneficiarul acestor vindecări mai avea o problemă. O boală cumplită de ordin spiritual. Când a fost întrebat cine te-a vindecat? Nu-i ciudat. Oamenii au uitat cine este binefăcătorul lor. Oamenii au uitat cine este creatorul lor. Oamenii au uitat cine este vindecătorul lor. Oamenii au uitat cine este cel care ne dă pâinea, ne dă sănătatea, ne dă putere. Oamenii au uitat că 60 de ani, 70 de ani, 80 de ani au respirat gratis, fără plată, aerul lui Dumnezeu. Oamenii uită. Pe unii Dumnezeu i-a scos, cum spuneam mai devreme, din cancer, din comă, din boli incurabile. Și în câteva luni a uitat și de Dumnezeu. A uitat de momentele grele pe care le-au parcurs. Ce cumplit! Omul acesta este vindecat, da? Și totuși rămâne cu o problemă de ordin spiritual. Este orb din punct de vedere spiritual. O boală cumplită. Într-un context, ca să înțelegeți un pic ce vreau să spun, într-un context când cu prietenii mei organizam o călătorie în străinătate, un prieten de-al meu slujitor n-avea bani să călătorească, era mai amărât. Și un alt prieten de-al meu care abia se pocăise avea bani. Și pentru că l-a văzut pe cel care n-avea bani, a zis, uite, mi-a venit la mine și mi-a zis, eu plătesc călătoria lui în țara respectivă, integral. Și era vorba de o sumă mare. Dar nu îi spune că plătesc eu. Și am zis, măi, un gest extraordinar, nu-i spun cine
a plătit pentru el. De-aia am zis, uite, Dumnezeu te-a binecuvântat. Vei călători și tu, cineva a plătit integral călătoria ta. S-a bucurat atât de tare. Însă vreau să vă spun că aici vedem imaginea noastră. A omului pe care Dumnezeu l-a binecuvântat, a omului pe care Dumnezeu l-a vindecat, a omului pe care Dumnezeu l-a susținut și întoarce spatele. Pe tot timpul călătoriei, cel care a plătit, a plătit cumva pentru că îl plăcea pe acest om și voia să mai învețe de la el. Pe tot parcursul călătoriei în țara respectivă, omul acela care a beneficiat de plata integrală a călătoriei lui, nu numai că nu l-a băgat în seamă pe omul respectiv, dar a și fost deranjat de el, că nu l-a deranjat. Într-o situație a zis, lasă-mă că am ceva de citit, când l-a întrebat o întrebare teologică ceva. Și atunci mi-a venit să zic, auzi, tu știi cine ți-o plătit ție? Da? Cel pe care l-alungi de lângă tine. El ți-a plătit ție. Dar nu i-am zis. Și nici în ziua de astăzi nu știe. Dar noi știm că Iisus Hristos ne-a făcut bine. Noi știm că El ne-a făcut bine. Slăvit să fie numele Lui. Dragilor, învățăm de aici că după ce Domnul se atinge de noi, noi trebuie să devenim închinători înaintea Lui. Da? Știți ce îmi place la slăbănogul acesta? Că după ce a fost vindecat la scăldătoarea din Betesda, lângă poarta oilor, spune cuvântul lui Dumnezeu, după vindecare n-a fugit la bar, n-a fugit în cârciumă, n-a stat duminica în mall, la terase, nu s-a uitat la telenovele, cum v-am mai spus eu despre bătrânica aceea care a făcut mari probleme în Reșița. Fratele Radu Pavel mi-a povestit când eram în gară, călătoream spre București și mi-a zis ce a pățit când un evanghelist din Germania a venit în Reșița, un om prin care Dumnezeu lucra și s-au strâns o mulțime de oameni și pentru că practica fratelui respectiv ieșise din contextul formei de închinare pe care o aprobau majoritatea în perioada respectivă, toți cei din comite și frații au sărit pe fratele păstor. Cum l-a adus pe acesta cu duhuri străine, cu se ruga pentru oameni și unii dintre ei se manifestau într-un fel sau altul. Printre care s-a rugat și pentru o femeie bătrână care avea ochelari cu dioptrii, nu vedea nimic. Și evanghelistul acela de origine germană, neamț, i-a luat ochelarii de pe ochi cu dioptrii în fața mii de oameni, i-a pus jos și i-a călcat în picioare, i-a spart. S-a atins de ochii ei și femeia a fost vindecată de plin, de plin. Însă comitetul și frații care au sărit împotriva păstorului au zis, nu, trebuie să-l prindem cumva. Și au zis, mergem la toți cei care au fost vindecați să vedem ce fac. Și când au ajuns la bătrânica aceasta, n-au găsit-o la biserică, n-au găsit-o rugându-se, n-au găsit-o închinându-se înaintea lui Dumnezeu, au găsit-o cu paharul de țuică în mână și cu țigara. Și o salim pentru bătrânica aia, dar cu vederea de plină. Și a zis, pentru bătrânica am avut probleme mulți ani. Pentru că oamenii au zis că sunt duhuri străine. Dar găsim aici că acest slăbănoc de 38 de ani a fost vindecat de Iisus Hristos. Și când este întrebat cine te-a vindecat, nu știu. Nu-i paradoxal, dar știți ce-i frumos? Că omul acesta fuge de la scăldătoare și se duce în templu. Pentru că după ce ești vindecat, nu poți să mergi în altă parte decât la templu. Nu poți să mergi în altă parte decât la biserică. Nu poți să mergi în altă parte decât la rugăciune. Nu poți să mergi în altă parte decât la părtășie. Dragilor, spuneam și data trecută, unde sunt oamenii duminica seara? Unde sunt oamenii care se închină, care predică, care fac? Nu mai vor să audă de biserică, vor un program pe săptămână. Și restul zilelor, mall-uri, distracții, ștranduri, petreceri, divertisment, asta fac toată săptămâna. Meciuri de fotbal și lucruri de genul acesta. Unde sunt oamenii? Unde sunt oamenii care au fost atinși de Hristos? Trebuie să fie la templu, pentru că la templu ți se revelează Iisus Hristos. Pentru că acolo îl găsește Hristos în templu și îi dă vindecare din punct de vedere spiritual și omul acesta devine un închinător în fața lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că dincolo de faptul că miracolele trebuie să te transforme într-un închinător, trebuie să te transforme și într-un mărturisitor al lui Hristos. Știți ce spune Scriptura? În cele din urmă, omul acela, după ce s-a întâlnit cu Hristos în templu, spune cuvântul lui Dumnezeu, omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus făcuse acea minune în viața lui.
Asta facem noi după ce Hristos a atins de noi. Spunem că Iisus Hristos este autorul vindecării, este autorul salvării noastre, este autorul restaurării noastre, este autorul, cel care a făcut din nou ca soțul și soția să stea împreună, părinții și copiii să stea împreună. Autorul nu este Boca, nu e Parascheva, nu e vreun copac cu puteri miraculoase, nu e vreo icoană, este Iisus Hristos. Vă invit cu respect să vă ridicați în prezența Domnului. Unul singur poate să dea vindecare. Și acesta este Iisus Hristos. L-a vindecat și de boala aceasta. Și vreau să vă spun în dimineața aceasta, dragilor, că nu suntem sănătoși atâta timp cât trăim fără Dumnezeu. Cu toate că prosperăm din punct de vedere fizic, că suntem în vigoare, că prosperăm din punct de vedere financiar, fără Dumnezeu, suntem oameni cu sufletul bolnav. Dar Domnul întreabă astăzi, vrei să te faci sănătos? Și răspunsul se complică, pentru că descoperim că avem mai multe boli și avem mai multe probleme. Doamne, vindecă-ne de singurătate, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, cu siguranță sunt aici oameni care se simt atât de singuri, Doamne. Umple Tu spațiul vieții lor, Doamne, cu prezența Ta. Doamne, sunt oameni în lumea aceasta atât de singuri încât se gândesc să recurgă la suicid. Coboară prezența Ta peste ei, Doamne, Dumnezeule, și îndură-Te de ei. Pe de altă parte, sunt oameni aici bolnavi din punct de vedere fizic. Doamne, L-ai vindecat pe acest om bolnav de 38 de ani, într-o neputință cumplită. Te rog, vindecă și astăzi pe cei prezenți. Puterea Duhului Sfânt este la lucru, Doamne. Te rog, în numele lui Iisus Hristos, atinge-Te de ei, Doamne. Rostește un cuvânt, Doamne Dumnezeule, și musculatura își va relua activitatea. Articulațiile își vor relua activitatea, Doamne. Fără bilet de trimitere, Doamne, fără fizioterapie, kinetoterapie, rostește Tu un cuvânt în dimineața aceasta, Doamne. Și vindecă pe cei bolnavi. Iisus Hristos este Domnul. Atinge-Te de cei bolnavi, Doamne Dumnezeule. Și pe de altă parte, Doamne, sunt o mulțime de oameni bolnavi din punct de vedere spiritual. Unge-le ochii, Doamne Dumnezeule. Învață-i că la biserică Te găsesc pe Tine, Doamne, la templu, la rugăciune, la părtășie. În numele Domnului Iisus Hristos. Întrebarea pe care Domnul o pune nouă tuturor: vrei să te faci sănătos? Și să știți că lucrul care mă uimește pe mine este acela că acolo se afla o mare mulțime de oameni și cei mai mulți dintre ei au rămas nevindecați. Mulți bolnavi și mulți oameni religioși. Doamne, toate miracolele pe care le-ai făcut în viața noastră ne aduc în închinare înaintea Ta. Devenim mărturisitori. În dimineața aceasta spunem tuturor că Iisus Hristos ne-a mântuit. Că Iisus Hristos ne-a vindecat. Că uneori Te-ai folosit de medicamente, de spitale, de medici, de... Da, Doamne, dar Tu ești autorul. Tu ești autorul. Nimic între Tine și noi, Doamne. Nimic între Tine și noi. Tu ești autorul vindecării noastre. Nu vom pleca din templu, Doamne, pentru că vrem să Te cunoaștem mai bine, să Te mărturisim mai bine. În dimineața aceasta, atinge-Te Tu de noi, Doamne Dumnezeu. În mila Ta și în îndurarea Ta, atinge-Te de noi, Doamne. Cu puterea Ta, Doamne, în atotputernicia Ta, atinge-Te de noi, Doamne. Te rog, în numele Domnului Iisus Hristos, atinge-Te de fiecare dintre noi. Invită echipa de închinare să vină aici lângă mine, să cântăm un cântec și în timpul acestui cântec să lăsăm prezența Duhului Sfânt să coboare peste noi și atingerea lui Hristos să aducă vindecare deplină în fiecare inimă. Atinge-Te de noi, Doamne. Tu cunoști suferința noastră, Doamne. Cunoști durerea noastră, Doamne. Singurătatea noastră, Doamne Dumnezeu. Atinge-Te de noi, Doamne. Atinge-Te de cei bolnavi în dimineața aceasta, Doamne. Tu ești sursa vindecării, Doamne. La Tine apelăm. Pe Tine Te așteptăm de ani de zile, Doamne.